Consumul de cafea sau ceai scade riscul de accident vascular cerebral și demență, iar cel mai mare beneficiu a fost asociat cu consumul ambelor băuturi, sugerează o cercetare publicată. O altă cercetare sugerează că, de asemenea, consumul ambelor băuturi, ceai verde și cafea, pot avea efecte benefice asupra longevității pacienților cu diabet zaharat de tip 2. Într-un studiu amplu, cercetătorii au descoperit că la persoanele care au băut zilnic aceste băuturi a scăzut cu 30% incidența accidentului vascular cerebral și cu 28% riscul de demență față de cei care nu au băut. Din perspectiva sănătății generale, deoarece consumatorii obișnuiți de ceai și cafea reprezintă un procent atât de mare din populație și deoarece aceste băuturi tind să fie consumate în mod obișnuit de-a lungul vieții adulte, chiar și micile beneficii potențiale pentru sănătate sau riscuri asociate cu consumul de ceai și cafea pot avea implicații importante asupra sănătății, notează cercetătorii. Care sunt alte beneficii ale consumului de cafea și ceai? Combaterea radicalilor liberi, controlul diabetului, previne boala Parkinson, bolile hepatice, afecțiunile cardiace, calculii biliari, gestionarea greutății. Dacă ești atent la aportul de zahăr, consumul de ceai și cafea cu conținut scăzut de calorii te poate ajuta să slăbești eficient. Asigură-te doar că optezi pentru băuturile simple în loc să le adaugi zahăr sau frișcă. Relatează doc.ro.